de 1 iunie sau... De stau bine să mă gândesc, nu cred că în ultimii 10 ani am avut o zi a copilului fără Alina Sorescu în platou și ca să respectăm tradiția, nu-i așa, am chemat-o și în 2020. De data asta fără picii ei, pentru că măsurile de distanțare sunt respectate de către noi toți și de invitații noștri. Alina Sorescu, 1 iunie. Vorbind la telefon, prin mine privești. Alt chip străin în braci acum, cu zâmbetul tău, ești trece soare care doare. Privirea mi-a rămas uitată pe un ceas care merge înapoi. Caut zilele sorite printre ploi și nopțile albe-n doi, doar tu și eu. Doar tu și eu să fim mereu, fără zi și fără noapte. Doar tu și eu vom fi mereu două povești într-o carte. Din somn te privesc. Ești prizonier în visul meu, dulce și greu, nici tu nu știi, plec s-o vin. Privirea mi-a rămas uitată pe un ceas care merge înapoi. Alina Sorescu, la Neața eram obișnuiți atunci când venea Alina să umplem aici de pitici și părinților undeva pe hol. Da, acum, uite, era... să stăm la distanță. Cum era de obicei, nu vin mai aproape să facem de atât așa din salutăm așa. Foarte ciudat, adică nu... Da, și pentru noi foarte ciudat. Cum era 1 iunie de obicei pentru noi? Pentru că aveam o perioadă foarte plină, cu foarte multe evenimente. Din păcate, anul ăsta e cu totul diferit, dar cea mai importantă, până la urmă, e sănătatea copiilor, a picilor mei, cu care o să mă revăd, probabil, din toamnă, având în vedere noile reguli. Nu ați reluat activitățile, dar știu că vă întâlniți pe online. Nu, am oprit exact pe 11 martie când s-a declarat starea, când s-au oprit școlile. Ne-am văzut în perioada asta online, adică a fost un test pentru noi. Mă bucur că nucleul a rămas și am păstrat activitatea intensă pe grupul nostru de WhatsApp, unde schimb impresii cu părinții. Am pus chiar aseară un vlog cu întâlnirea noastră pe Zoom. E foarte ciudat, pentru că nu prea se poate cânta pe Zoom. Da. Se aude totul defazat. Din păcate, muzica nu prea poți să o faci online. Dar dorul cred că o să fie mai mare atunci când o să ne revedem. În perioada asta, oricum, am primit foarte multe mail-uri, ciudat, și de la părinți care vreau să vină să-și înscrie copiii la piciul sorească. Deocamdată le-am spus că nu va fi posibil și lucrul ăsta probabil că o să se întâmple
din toamnă. Știu că am vorbit, că ai fost în izolare, păreai liniștit așa, ți-ai dezvoltat alte skills-uri, nu că aveai puține. Da, n-am mai fost la picii lui Sorasca, am fost acasă la picii din la picii tăi, da. Și mi-am ocupat timpul cu fetițele mele, am făcut tot felul de activități, am fost misa lor din vacanță, din vacanța forțată, am făcut grădii online. Cred că cele mai câștigate au fost fetițele mele, pentru că s-au bucurat de mine non-stop. Și cred că, în general, copiii au fost foarte câștigați în urma acestei perioade. Am înțeles că e destul de greuță partea asta cu online-ul pentru cei mici. Nu prea poți să-i convingi și să-i ții. Este și depinde foarte mult dacă părintele are timp să se ocupe. Ai și teme de făcut. Mă gândesc cum e pentru copiii de școală, care sunt mai mărișori. La ei e probabil și mai complicat. Tu și eu s-a cântat la Neața, Alina Sorescu, fără picii cu care ne-a obișnuit de mai bine de 10 ani. Dar revederea, spunea și ea, va fi una mult mai interesantă. V-am transmis un mesaj în întâlnirea asta pe Zoom. Picii au spus așa: băieți, vă pupăm de sare masca. Suntem picii lui Soreasca, da, adică suntem în trend. Vă pupăm de sare masca. Mulțumim tare mult. La mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie. Să petrecem așa cum putem, să marcăm ziua asta pentru copii, e importantă. Mulțumim tare mult, Alina Sorescu, de găsit pe Facebook, pe Instagram și pe YouTube, căci are un vlog nou cu piticii ei, sigur prin minunile tehnologiei. Dani.